Johnny tu tinha um bom negócio. Legal. Mese întinse, grătarul încins, băutură și muzică la maximum în toiul nopții s-a întâmplat în județul Teleorman, în localitatea Roșiorii de Vede. Mai mulți indivizi au pus de o petrecere în stradă. Vecinii au sunat la 112 și la fața locului au ajuns un echipaj de la poliția locală și mai multe echipaje de la poliția municipiului Roșiorii de Vede. La vederea oamenilor legii, petrecăreții au devenit recalcitranți. După ce au făcut scandal, s-au dat victime, s-au plâns că polițiștii i-ar fi bruscat. Uitați ce face românii? Poliția din Roșior de Vede! A fost o petrecere scumpă ce s-a lăsat cu amenzi de 8.400 de lei. 15 persoane au fost sancționate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor participanților la petrecere.